virus, că ați văzut că avem un trend ușor crescător. Încă nu pot să afirm în vreun fel că este o creștere îngrijorătoare. Am rămas în cantonați în zona aceasta 3-4 mii de cazuri pe zi și o proporție de 12% dintre teste pozitive. Sper să lucrurile să intre în normal peste câteva săptămâni, dar monitorizăm cu atenție și ne păstrăm întreaga capacitate de a evalua, diagnostica și trata pacienții infectați cu nou coronavirus. La sfârșitul iernii nu este nimic neobișnuit să ai un număr ceva mai mare de viroze respiratorii. Are legătură cu faptul că nu se mai poartă mască în spațiu public, în spațiu deschis? Masca este un mijloc de protecție individuală, nu este o restricție. Recomandarea noastră rămâne aceeași în interior, mai ales în zonele care sunt aglomerate și mijloacele de transport în comun. Masca este recomandată ca o măsură logică, dacă vreți, și binevenită în ceea ce privește împiedicarea transmiterii oricărei viroze respiratorii, pentru că m-ați întrebat la început, nu numai împotriva infecției cu noul coronavirus. Mulțumesc. Mădălin Puiu, România TV. Domnule ministru, ați vorbit și zilele trecute și aseară despre pastilele de iodură de potasiu. Când ar putea fi ele totuși date populației transferate? Ați spus că prin medici de familie, dar o perioadă de timp? Trebuie să evaluăm, pentru că nu discutăm de 100 de mii sau de 1 milion de persoane care trebuie să primească aceste pastile. Discutăm de câteva milioane de familii. Și timpul alocat acestei distribuții trebuie să fie corespunzător posibilității de a le distribui. Noi avem în România circa 10.000 de medici de familie. Pe listele acestor medici de familie se găsesc 16 milioane de persoane și, în mod evident, este necesar un interval de 2-3 săptămâni, probabil, încât ei să poată să își cheme pe rând toți pacienții și să poată să le distribuie aceste pastile. Nu vom face însă acest lucru decât după o informare foarte clară a populației. E o informare publică, e domnul Cărbunaru aici. Cu siguranță guvernul ne va ajuta încât să avem o campanie publică de informare asupra modului de utilizare a acestor pastile și de păstrare a acestor pastile, care este foarte probabil să nu fie utilizate în perioada următoare, dar noi trebuie să, ca oameni responsabili, să asigurăm populației accesul la acest produs. Ele vor fi furnizate în mod gratuit? Sau? Absolut, în mod gratuit, pentru că nu se poate, e o problemă de sănătate publică, așa cum vaccinarea este gratuită împotriva infecției cu noul coronavirus sau în programele naționale de vaccinare, și acest lucru va fi făcut gratuit. Bună ziua, Vlad Ungar, TVR. Domnule ministru, aș vrea să vă întreb, sunt deja țări în spațiul european care au introdus restricții, o țară, de fapt, e vorba despre Austria. Aș vrea să vă întreb dacă ați discutat până acum în guvern despre un prag de infectări în care în România s-ar putea reintroduce restricții și cum vedeți dumneavoastră evoluția, cum o estimați pentru săptămânile următoare? Nu am discutat în guvern în niciun fel introducerea restricțiilor. Monitorizăm situația, trendul este ascendent, rata de reproducere a infecției este 1,13, de fapt era ieri 1,13, deci e clar că trendul este crescător. Nu observăm, și asta e lucru îmbucurător, creșterea ale numărului de cazuri în spitale, nu mă refer la secțiile terapie intensivă unde există totdeauna o întârziere de, vezi puțin mai târziu lucrul ăsta, mă refer la numărul de cazuri internate în spitale. Avem în jur de 2700 de persoane internate în secțiile COVID, ceea ce nu pune niciun fel de probleme. Monitorizăm situația și în funcție de evoluție vom discuta dacă este cazul, nu neapărat pentru restricții, dar măcar pentru un anumit cadru care să reglementeze mai bine această problemă. Ce înseamnă un anumit cadru? Vom vedea dacă este necesar să luăm măsuri suplimentare privind personalul, modul de alocare a paturilor legate de asistența medicală la nivelul unor județe sau la nivelul municipiului București. Lucrurile sunt diferite. Cele mai mari rate de incidență sunt în București peste 6, Cluj peste 5, Timișoara peste 4.
În rest, incidențele la nivelul fiecărui județ sunt relativ reduse. Practic, primele măsuri ar putea fi locale în aceste județe. Ar putea fi măsuri locale, dar, repet, astea sunt lucruri care trebuie să le discutăm și să poată să fie aplicate și să fie acceptabile și la nivelul populației. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog!